Bună dimineața! Bine v-am regăsit la previziune. Augustin Lazăr reacționează după decizia Curții Constituționale în privința protocoalelor secrete. Procurorul general spune că dosarele au fost instrumentate corect, iar legile au fost respectate. În plus, legalitatea probelor a fost verificată de fiecare dată de magistrați în procedura de cameră preliminară, mai spune Lazăr. Mai multe informații de la CSM vin chiar acum de la colega mea, Roxana Ciucă. Roxana, bună dimineața! Bună dimineața și ție din nou, Nadina. Bun găsit, doamnelor și domnilor. S-a terminat plenul aici la Consiliul Superior al Magistraturii. Din moment în moment, procurorul general trebuie să plece. Așteptăm să vedem dacă va mai face declarații la ieșire sau se rezumă la ceea ce ne-a spus în momentul în care a ajuns. Vedem dacă s-a mai gândit, dacă își dă sau nu își dă demisia, pentru că atât el cât și Laura Codruța Chioveși sunt cei care au semnat acele protocoale de colaborare cu Serviciul Român de Informații, protocoale despre care CCR-ul a venit și a spus foarte clar: nu sunt constituționali. De aici înțelege toată lumea exact cum stau lucrurile. În cadrul ședinței de plen de astăzi, foarte puțin a luat cuvântul, o propoziție, a avut o singură intervenție, a avut Augustin Lazăr, în momentul în care Andreea Chiș a suplimentat, a cerut să fie suplimentată ordinea de zi cu o solicitare vis-a-vis de investirea candidaților de la secția pentru investigarea magistraților. Schimb de replici, replici dure, atât între Andreea Chiș, judecător, cât și între Gabriela Baltag, judecător, vis-a-vis de această suplimentare privind secția pentru investigarea magistraților cu candidații care au fost admiși. S-a suplimentat așadar pentru început ordinea de zi, apoi a spus Andreea Chiș, judecătorul, că își retrage această solicitare, urmând ca marți, pentru că au și anunțat că marți este plen la Consiliul Superior al Magistraturii, să se discute despre această solicitare. Despre protocoale nu au adus discuții, au fost așa replici acide cu privire la suplimentarea ordinei de zi, Andreea Chiș spunându-i Gabrielei Baltag că vă doreați foarte mult să se suplimenteze ordinea de zi și cu o discuție despre protocoale. Vedem, spuneam, ce declarații va mai face Augustin Lazăr acum. Ați auzit și ceva mai devreme în direct la Antena 3, care au fost opiniile sale vis-a-vis de decizia celor de la Curtea Constituțională a României. Așteptăm, spuneam, din clipă în clipă să coboare Procurorul General al României. Rămâneți alături de noi pe Antena 3, pentru că voi reveni în câteva minute în direct. Ministerul Public a luat act de decizia Curții Constituționale a României. Vom urmări atent motivarea care se va realiza. Ceea ce vă pot eu asigura este că întotdeauna dosarele au fost instrumentate atât în faza de urmărire penală cât și în faza de cercetare judecătorească, exclusiv pe baza dispozițiilor codului de procedură penală. Altfel, este evident că ar fi nule actele respective. Cu sau fără protocol, atunci când judecătorul constată că un act de urmărire penală s-a efectuat în afara cadrului legal, îl declară nul și nu are nimeni interesul să lucreze degeaba. Până acum, eu nu am văzut astfel de acte, fiindcă nimeni nu-și dorește să facă dosare care să îl compromită în final ca profesionist.